Zone cu automate pentru procedurile de check-in, mai multe filtre de securitate și benzi speciale pentru bagaje. Sunt doar câteva dintre promisiunile de modernizare pentru cel mai mare aeroport din România. Autoritățile susțin că vor investi aproximativ 2 miliarde de lei din surse proprii în următorii 3 ani în tehnologii moderne, astfel încât pasagerii să piardă mai puțin timp înainte de zbor. Pe de altă parte, sunt anunțate lucrări și în zona pistelor de aterizare-decolare, care vor duce la unele întârzieri ale curselor. Așa că înarmați-vă cu răbdare dacă aveți în plan să călătoriți cu avionul în următoarele luni. Câteva sute de pasageri așteptau la prânz la o coadă care se întindea de-a lungul terminalului plecări din aeroportul Henri Coandă. Unii și-au pierdut răbdarea. Noi plecăm acum la Milano. Sincer, era mai bine în pandemie, mai bine organizat decât acum. E în formă de grămadă. Nu avem nimic aici. Avem un check-in online, nici birouri, nimeni să te informeze cum și în ce fel. La coada asta, când trebuie să trecem prin security, se pierde cel mai mult timp. Să stăm cam și 40 de minute, adică... Astfel de cozi ar urma să dispară odată cu noile investiții în infrastructura aeroportului, susțin autoritățile. Pentru început vor fi modernizate birourile de îmbarcare, vor fi montate mai multe spații de self-check-in, iar sistemul de procesare al bagajelor va fi înlocuit cu unul modern, care va prelua în jur de 2400 de bagaje pe oră, dublu față de prezent. Sistemul le va permite inclusiv pasagerilor să își scaneze singuri bagajele de cală, fără să fie nevoiți să mai aștepte la rând. Astfel de proceduri funcționează de ani buni în aeroporturile din străinătate. În ceea ce privește procesarea pasagerilor, la securitate este o problemă. Noi avem în plan să investim și acolo și să schimbăm sistemul de filtre care este actual, în care nu mai trebuie să scoți apa din geantă, laptopul, și atunci normal că timpii de procesare scad și capacitatea crește. Și companiile de servicii auxiliare afectate de lipsa de personal vor fi în curând reglementate la nivel european, astfel încât să fie evitate neplăcerile din prezent, când multe bagaje sunt pierdute prin diferite aeroporturi. În paralel, vor fi modernizate și pistele de aterizare și decolare. Oficialii spun că vor fi construite mai multe căi de rulare, iar lucrările ar putea duce la unele întârzieri, mai ales la vară, când traficul crește. În perioada de vară vom avea o creștere de trafic, niște vârfuri care vor ajunge până la 450 de mișcări pe zi. Încercăm să optimizăm traficul în așa fel încât să nu fie afectate decât foarte puțin cursele și capacitatea noastră orară de operare. Autoritățile promit să construiască în următorii ani și un nou terminal. Investiția necesară, spun specialiștii, a fost amânată însă ani la rând.